Salut! Sunt Cristina de la 4 Arte și astăzi am pentru voi o recomandare de carte din lumea modei. De asta mi-am pus și această pălărie. Ar fi trebuit o beretă, dar nu am așa ceva, ca să se potrivească mai bine în atmosfera cărții. Și anume, Miss Dior, o poveste despre curaj și modă în vremea războiului, un volum apărut la editura Meteor Press. Miss Dior este Catherine Dior, sora celebrului creator de modă Christian Dior, o femeie absolut remarcabilă, care în al doilea război mondial a luptat în rezistența franceză, a fost torturată de Gestapo, poliția secretă nazistă, a fost în lagăre, în cele din urmă a scăpat și a fost decorată pentru curajul ei. Dar cartea este mai mult de atât. Nu este doar povestea faptelor eroice ale lui Catherine. Este, de fapt, ea este plasată cumva în compania multor altor personaje, printre care cel mai proeminent este fratele ei, Christian. Așa că mie mi s-a părut, citind, că am aflat la fel de multe lucruri despre Christian pe cât am aflat despre Catherine. Deci, dacă citiți această carte, pe lângă informațiile despre cea care a inspirat parfumul și rochia Miss Dior, veți afla și cum s-a născut casa Dior, cum a evoluat, veți afla mai multe despre Christian omul, despre Christian artistul. Deci este o lectură interesantă pe care vă recomand cu drag. Cartea se găsește, cum spuneam, la editura Meteor Press.